Vă invit acum să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului, pe care îl vom citi în seara aceasta din Genesa, capitolul 12, primele nouă versete. Genesa, capitolul 12. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un mare și te voi binecuvânta Îți voi face un, num, un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averele pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More, Cananiței erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale, și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo porni spre munte, l la răsărit de Betel și a întins cortul, având Betel la apus și ai la răsărit. A zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Amin. Să ocupăm locurile. Specialiștii spun că Biblia se împarte în două, în două părți. Știam noi nu asta, nu-i așa, Vechiul și Noul Testament. Nu. Biblia se împarte la capitolul 11 din Genesa. Până la capitolul 11 din Genesa, Sfânta Scriptură vorbește despre umanitate în general, despre marele probleme ale umanității. Ne este descrisă creația minunată a lui Dumnezeu. Apoi suntem martorii căderii omului în păcat. Urmează tragedia potopului din timpul lui Noe și apoi altă tragedie, aceea turnului Babel. Practic, până la capitolul 11 din Genesa, Biblia ne descrie problema majoră a umanității. Suntem o rasă care stăm rău cu Dumnezeul care ne-a creat, pentru că am căzut din har, nu am ascultat de el. Am fost alungați din paradis. Suntem o rasă care trăiește pe o planetă răvășită de apele potopului. Nu mai sunt frumusețile create inițial de Dumnezeu. Vedem doar urmele acelor frumuseți, vizităm Grand Canyon și suntem înspăimântați de consecințele potopului, care se văd și astăzi. Și apoi trăim cu consecința turnului Babel. Nu ne mai înțelegem unii cu alții. Ne-am împărțit în limbi, în limbi diferite. Azi să ne-am rugat pentru Sudanul de Sud, South Sudan. Sudanul de Sud, interesant. Interesantă țară. Știți că Sudanul de Sud are peste 500 de dialecte diferite, limbi diferite, 500 de grupuri etnice diferite, Într-o singură țară, 10 milioane de locuitori. 500 de grupuri etnice diferite într-o singură țară. Treci în satul vecin și nu te mai înțelegi cu ei. Vorbesc altă limbă, au alte obiceiuri. Trăim într-o lume care este consecința turnului Babel. Ne-am împărțit în Est, în Vest, ne-am împărțit în culori, ne-am împărțit în... Opinii politice. Ne-am împărțit în tot ce se poate împărți posibil. Iată că trăim zile în care Europa încearcă un experiment împotriva consecințelor turnului Babel, nu-i așa? Nu este lipsit de interes că simbolul Europei Unite este turnul Babel. Nu numai că la Bruxelles s-a construit o clădire unde se întâlnește Parlamentul European, care este inspirată din turnul Babel, o pictură de al lui Bruegel. Se întâmplă ceva? Nu vorbesc toți aceeași limbă. Diferențele culturale sunt teribile, sunt îngrozitoare. Tot mai des, acum, președinții țărilor care s-au unit în Europa de astăzi spun că soarta este să se despartă să trăiască cum au trăit înainte. Chiar președintele Franței zilele acestea a ținut un discurs în care spunea că Europa ori va cunoaște un război total, ori se va întoarce înapoi fiecare țară în granițele ei. Până la Genesa, capitolul 11, Biblia ne vorbește despre marea problemă a umanității. Este o problemă triplă. Suntem înstrăinați de Creatorul nostru, de Dumnezeu care ne-a făcut. Trăim într -o, pe o planetă devastată de potop și trăim într-o lume divizată de consecințele turnului Babel. Asta este problema umanității. Dar întotdeauna în Cartea Sfântă, când Dumnezeu are o problemă, caută un om care să o rezolve. Veți vedea peste tot în scriptură acest mod de a gândi al lui Dumnezeu. Când este o problemă, Dumnezeu caută un om. Și omul acesta se numește Avram. Și începând de la capitolul 11 din Genesa, avem de face cu planul lui Dumnezeu de a repara aceste trei mari tragedii. De a-l aduce pe om într-o relație corectă cu Creatorul, de a avea grijă de environment, nu de lumea în care noi trăim, și de a ne repara relațiile între noi oamenii. Este foarte interesant că cineva a făcut o comparație între Genesa și Apocalipsa și în Apocalipsa găsim exact rezolvarea problemelor celor trei ale umanității. Găsim un om într-o relație corectă cu Dumnezeu. Găsim un pământ nou și un cer nou pe care Dumnezeu îl repară, îl, îl re, re, reface și avem un singur, o singură turmă și un singur păstor. O singură națiune, dacă vreți, poporul lui Dumnezeu. Dar așa cum spuneam, întotdeauna când Dumnezeu are o problemă, umanitatea are o problemă, ca să rezolve problema respectivă, Dumnezeu caută un om. Mie mi se pare interesant. De ce n-a trimis un înger? N-avea un înger, n-avea un heruvim, dar când există o problemă în lumea noastră, Dumnezeu caută un om din lumea noastră care să devină colaboratorul lui, instrumentul lui prin care să rezolve problema din lumea noastră. Dumnezeu îl cheamă pe uh, Avram. Tema mea pe care am ales-o în această seară este când te cheamă Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă. Haideți să medităm puțin despre această chemare a lui Dumnezeu. Pentru că foarte mulți dintre noi auzim și folosim termenul acesta Domnul m-a chemat. Ne justificăm uneori acțiuni, acțiuni de binefacere, acțiuni misionare, eu știu, cu această chemare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Dacă Dumnezeu cu adevărat ne-a făcut o chemare, atunci ea trebuie să semene într-un fel cu chemarea pe care a făcut-o lui Avram. Și vom învăța în această seară câteva lucruri despre această chemare a lui Dumnezeu și poate că lucrul ăsta ne va prinde bine, să ne. Analizăm chemarea pe care o avem, să vedem dacă e de la Dumnezeu această chemare sau ne-a chemat, mă rog, visele noastre, ambițiile noastre, dorințele noastre sau cine știe ce alte lucruri ne-au chemat în lucrare. E bine, chemarea pe care Dumnezeu o face lui Avram este o chemare distinctă, distinctă. Dacă ne gândim puțin la această uh, selectivitate divină, nu? Uh, selectivitatea aceasta divină. Dumnezeu nu alege dintr-un haos, nu? Alege dintr-o creație. Pentru că lumea făcută de Dumnezeu este creația lui Dumnezeu. El alege din creația Lui. Dumnezeu nu se duce la. Uh, eu știu, la grămada umanității așa, ci se duce la umanitatea creată de El. Nu se duce la rezultatul aleatoriu al întâmplării. Se duce la creația Lui. Se duce la oameni creați după chipul și asemănarea Lui. Apoi, Dumnezeu n-a creat niște roboți, ci a creat oameni. Oameni care au voință, care au ambiții, care pot să asculte sau să n-asculte, care au liber arbitru, Uneori este enervant acest liber arbitru, nu i așa? Și îl vedem mai ales dată la copiii noștri. Au alte păreri decât noi, domne. How, how in the world cum îndrăznește să gândească altfel? Nu? De, de mici copii, ei deja au părerile lor, au opiniile lor. Eu cred că umanitatea, mulți dintre noi avem impresia asta că umanitatea ar funcționa mult mai corect dacă Dumnezeu ar fi făcut niște roboți, programați fiecare ce avem de făcut. Nu, nu ne intersectăm, nu ne ciocnim, nu ne certăm, fiecare are geabul lui de făcut. Dumnezeu însă a creat ființe asemănătoare Lui. Ființe care au uh, liber arbitru, care au uh, dreptul de a gândi ființe independente moral și spiritual în gândirea lor. Și Dumnezeu alege dintre aceste ființe, nu și, ea, nu și alege o mașină făcută de el, alege o ființă umană. Dumnezeu alege pe cineva care vrea să fie partener în această lucrare și nu alege ca un dictator, un supus care ascultă 100%. Veți observa că Avram n-a ascultat întotdeauna exact ce a spus Domnul. A făcut și ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie partener în lucrare cu omul pe care îl cheamă și nu alege un dictator care îți dă o foaie de, mă rog, ceai de lucru astăzi, nu? îți dă fișa postului. Și punct cu punct trebuie să urmezi prescripția asta care ți-o dă Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie un partener cu tine în lucrare. Dumnezeu l-a ales pe Avram și nu pe altul. De ce asta? A fi fost Avram mai deosebit decât alții? Nu știm. Nu știm deloc. Pentru că Dumnezeu nu alege oameni calificați. Ci califică oamenii pe care îi alege. De foarte multe ori ne gândim așa: de ce oare Dumnezeu nu a ales, domnule, alt fel de oameni, nu pe pescarii ăștia, nu? Pe păi ce s-ar fi întâmplat să fie ales numai elita intelectuală a evreilor, nu-i așa? Dar dacă ar fi ales, de exemplu, pe oamenii bogați din Israel din timpul acela, Domnului Iisus, 12 ucenici foarte bogați. Sau niște politicieni extrem de abili, nu e așa? Pentru că noi întotdeauna credem că anumiți oameni sunt foarte calificați pentru anumite lucrări. Bine, Dumnezeu nu gândește așa. Dumnezeu alege oameni pe urmă îi califică. Nu alege oameni calificați, ci pe urmă îi califică El. Uh, e adevărat că există și un fel de calificare umană aici, într-un fel, nu? Uh, Avram pare că este mai calificat decât terah. Poate că este mai calificat decât terah. Poate că este mai credincios. Sau poate mai ascultător. Nu? You know God loves fat people. You know that? F. Faithful, A, available, and T, teachable. No? Amen. Amen, brother. We are those people. Dumnezeu caută oameni care, în primul rând, sunt credincioși, credincioși de Dumnezeu. Apoi sunt disponibili. Available, sunt disponibil. Iată-mă, Doamne, trimite-mă. Și apoi sunt învățabili. Se lasă învățați de Dumnezeu. Oamenii care știu totul sunt periculoși. Știți că românii au avut unul care știu tot și l-au și împușcat. Ăștia sunt foarte periculoși care știu tot. Așa? Aveam în facultate un coleg, era mai în vârstă cu vreo 10 ani decât noi ceilalți, și uh, mă deranja prin multe lucruri. În primul rând, era un fumător de la, la înrăit, ce să spun, mirosa de la 5 metri a țigării. Și eu eram omul preferat pe care să-l întrebe uh, din materiile pe care le studiam. Venea la mine la consultație. Punea o întrebare după care începea să-mi explice el. <laughs> era, era, groaznic. Nu știa materie, dar ți-o explica. El venea să întrebe, dar explica. Nu ați întâlnit oameni din ăștia? Oameni care vor să învețe. Poate că Avram a fost mai calificat decât Erac. Poate că nevasta sa Sarai a fost mai calificată decât Milca. Nu? Nu știu, probabil. Dar a existat ceva care l-a atras pe Dumnezeu la omul acesta. Și chemarea aceasta pe care Dumnezeu o face lui Avram, apoi este o chemare distructivă. O chemare care ne strică toate relațiile, ne strică toată ordinea din viață. Știți asta? dacă observați, ești din țara ta. Doi, ești din rudenia ta și apoi ești din casa tatălui tău. Pentru că noi ne desfășurăm viața în trei cercuri concentrice. Cel mai mic este casa noastră, casa tatălui nostru, familia noastră. Apoi sunt rudele noastre, nu? cercul mai mare, și în sfârșit este țara noastră, limba, poporul, cultura în care noi trăim. Și Dumnezeu începe de la cercul mare. Ești din țara ta, ești dintre rudele tale, ești din casa tatălui tău. Este o chemare care, dintr-o dată, ne întoarce viața pe dos. Nu numai că este o asemenea chemare care îl scoate din lucrurile cunoscute pe Avram, dar Dumnezeu se prezintă ca un Dumnezeu invizibil. Populația din zona aceea se închina Dumnezeului Lunii. Știți asta? Dumnezeului Lunii, care apoi a fost luat de Mahomed și introdus în Islam. Islamul se închină lui Allah, care este Dumnezeul Lunii. Allah nu este tot una cu Dumnezeul din Biblie. Probabil că va trebui să avem câteva lecții despre islam, pentru că vă spun ceva: islamul este viitorul. Să fiți strocați ce vă spun eu. Islamul este viitorul pentru că în cel puțin 20 de ani de acum încolo va fi religia majoritară a lumii și vom avea de-a face cu ea. Și este o religie care se impune cu sabia, care se impune prin forță și vom suferi din pricina acestei religii. Este religia viitorului. Nu observați cum stat după stat colapsează, politician după politician colapsează în fața acestei religii? E logică, e frumoasă, e a păcii? nu. Amenință de frica morții, politicienii noștri îngenunchează în fața Islamului. Și Islamul este promovat de acest Dumnezeu al lunii. Un Dumnezeu care se vede în fiecare seară pe cer, nu? E bine, Dumnezeu este invizibil și un Dumnezeu invizibil îl cheamă pe Avram. Apoi, Avram este chemat în Canaan, nu? În loc de Ur. Ur era o civilizație foarte avansată în comparație cu ce exista în Canaan în perioada respectivă. Dumnezeu îl cheamă pe Avram la primitiv în loc de sofisticat. Nu, vi se pare foarte ciudat, în ultima vreme, nu? Dumnezeu îi cheamă pe români, misionari în Germania, în, țările civilizate, în America, nu? ți în minte, erau vreo 20 de ani în Chicago, a venit unul, după ce s-a lăudat cum a făcut revoluție în România, și eu știam foarte bine ce Terca Berca era din oraș, era șoferul directorului nostru, un om obsedat de el însuși, era îmbrăcat la costum tot timpul, avea o perie de pantofi în într-o geantă diplomat și își făcea pantofii și oriunde mergea era confundat cu directorul. <laughs> și pe director, directorul tratau ca șofer, că ăsta era un om obișnuit, nu se îmbrăca ca toată lumea. Ei, bine, a venit ăsta la Chicago și ne-a spus cum Dumnezeu l-a trimis pe el în America a chemat, are o chemare specială în America. La sfârșit l-am luat deoparte și am spus, mă, eu cred că știu care este chemarea ta. Care? Dumnezeu te-a chemat să te umilească un pic, să te pună la draiol, să te pună un pic la demolări, <gângări> nu? să te înveți să puțin o umilință. Bineînțeles că n-a rezistat la chemarea asta și a plecat înapoi în România, probabil să mai facă o revoluție. Dar întotdeauna oamenii simt chemarea asta din partea Domnului de la simplu la sofisticat, nu? De la țară la oraș, dintr-o țară mică într-una mare, dintr-o biserică mică într-una mare, nu? Tot timpul Domnul te cheamă de la mic la mare. Se pare că nu este așa deloc. Te cheamă de la oraș la țară, eu cred că România ar fi revoluționară dacă păstorii actuale României care absolve seminarul teologic de la București ar auzi chemarea lui Dumnezeu să meargă la bisericile de la țară, care mor. Dar toți aud chemarea să meargă la oraș. Și Doamne, numai un microfon este la învonul ăla și se bat toți pentru el. Institute teologice din România Spunea cineva că un institut din România, un, care ora, un oraș care nu vreau să pronunț numele, cam eu destul de dușmani, așa zicea că produce cei mai buni șoferi de taxi din oraș. Nu? Că după ce terminau institutul ăsta biblic, Dumnezeu îi chema în orașul respectiv nu? să fondeze o biserică. Și până o fondau se făceau șoferi de taxi. Și predicau Evanghelia, bineînțeles. Și pasagerii se rugau cum conduceau ei. Știți că șoferul de taxi avea un palat mai mare în cer decât un predicator. Și Sfântul Petru a spus, păi de-aia că în taxiul ăsta s au rugat mai multă lume decât atunci când a predicat asta. Nu? Pe toți se cheamă Domnul la oraș. Pe toți se cheamă Domnul la ceva mai mare, nu? Cum, domnule, să te cheme din Ur, capitala civilizației, din Mesopotamia de astăzi, nu? Nu departe din locul în care a fost paradisul altădată, dată, de pe marele râu Eufrat, se te ducă, domnul, într-o țărișoară din asta, din Middle East, când am trecut pe acolo, vă duceți aminte, i-am văzut pe Beduini. Să știți că civilizația beduinilor de astăzi este foarte avansată de ceea ce a găsit Avram pe vremea aia. Ok? Foarte avansată. Să te cheme Dumnezeu de la oraș la țară, de la sofisticat, la primitiv, nu? De la urban la rural. Asta e chemarea din partea Domnului. Foarte mult ne-am îndoi că a fost chiar voia Domnului treaba asta, nu-i așa? Dar când Dumnezeu vrea să rezolve probleme, El îți uh, mișcă toate temeliile, îți, îți întoarce viața pe dos, dacă vreți. Te cheamă de la certitudine la incertitudine. Haideți să vă citesc un verset. Din Evrei, capitolul 11, unde ni se spune despre acea galerie extraordinară a oamenilor credinței, când vine rândul lui Avram și este menționat ca omul mare al credinței din trecut, iată ce spune versetul om, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care l-avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. A plecat fără să știe unde se duce. Deci a fost numit Avram tatăl tuturor credincioșilor, pentru că credincioșii se duc fără să știe unde ajung, unde se duc. Se duc prin credință, au încredere în Cel care i-a trimis. Noi prima dată am vrea să vedem harta, nu? Câte mai le sunt, am vrea să fim asigurați că pe drum o să fim păziți, nu, nu o să ni se întâmple nimica, că o să avem provizii foarte bune și acolo unde să ajungem, unde e casa, în ce locuim noi. Știți ce se întâmplă cu sirienii din Europa acum? Sunt foarte nemulțumiți, domnule, de ce le dau nemții. Uite, domnule, ei au venit atâta drum, nu? Unde apartamentul? Unde apartamentul, domnule? Au să stea mai mulți în aceeași clădire? E inadmisibil. Nu. Țara promisă. Avram se duce într-un loc fără să știe unde merge. Pleacă de la certitudinea fiecare zile. Să aruncă în incertitudine. Lucrul ăsta este teribil, nu-i așa? Dar până acum ai știut unde vii seara, începe a dormi, ce mănânci ce gătește soția, copiii se duc la școală, animalele în grajdul lor, totul era în regulă, nu? Viața era previzibilă. Când te cheamă Dumnezeu, te cheamă la imprevizibil, te cheamă la incertitudine. Nu ți asigură nimic, nu ți dă nicio hartă. Du-te prin credință. Du-te prin credință. Este așa în mintea noastră o idee, că atunci când ne cheamă Dumnezeu, ne asigură absolut toate cele necesare și toate o să fie fain. De aici se naște o evanghelie falsă, pe care o predicăm, dacă vii la Domnul o să fii fericit, dacă vii la Domnul o să ai tot ce trebuie, să fi, nu o să mai fii bolnav. Dacă ești în voia lui Dumnezeu și te cheamă Dumnezeu undeva, atunci toate drumurile ți se deschid, toată lumea te salută, te iubește și te aplaudă. Asta este o evanghelie falsă. Când te cheamă Dumnezeu, te cheamă la incertitudine. Te cheamă la luptă. Te cheamă la drum greu. Te cheamă la lupta pentru existență. Dacă am urmărit viața lui Avram, să știți că n-a fost deloc ușoară. Era în mijlocul unor oameni periculoși. Au venit secete, a venit foamete, dacă Dumnezeu te trimite în Canaan, domnule, ce foame te în Canaan? Asta nu e în regulă. Nu este ceva în regulă. Este. Dumnezeu nu-i scutește pe oamenii pe care îl cheamă de greutăți. Nu-i scutește. Nici pe Fiul Lui nu l-a scutit. Gândiți-vă ce viață a dus Domnul Iisus Hristos. S-a născut într-o familie de oameni foarte săraci. Cu mulți copii. Se zice că tatăl Iosif a murit de vreme și a rămas singur să ducă casa, să ajute familia. La 30 de ani a pornit la drum, cu traista goală, așa cum i-a învățat și pe ucenici, să se ducă, prin credință. Și a ales 12 oameni mai săraci ca el, probabil, unii dintre ei, care au lăsat totul și s-au dus după Mântuitorul. Nu spuneți Sfânta Scriptură că au avut de mâncare în fiecare zi. A fost adevărat, invitat la dineri de câteva ori, chiar de oameni bogați, dar erau niște șmecheri, unii dintre ei care voiau să capete niște favoruri. N-a dus-o bine. N-a dus-o bine deloc. Nu și-a arogat Dumnezeu pentru sine nici măcar luxul să se nască într-o casă de oameni obișnuiți, s-a născut într-un grajd. Ok? Nu știu de ce avem noi ideea asta, că atunci când ne cheamă Dumnezeu, tot o să fie nemaipomenit. Nu. Ne cheamă la incertitudine și la imprevizibil. Ne cheamă la primitiv și nu la sofisticat. Ne cheamă la rural și nu la urban. Și chemarea aceasta lui Dumnezeu este decesivă pentru viața noastră. Este o chemare decisivă. Dumnezeu a spus, scoală -te și du-te. Scoală-te și du-te. S-a ridicat și a plecat. Este o chemare decisivă. Hotărârile pe care Dumnezeu le-a luat în dreptul acestui om au fost irrevocabile. Și el a ascultat întru totul și a plecat așa cum i-a spus Dumnezeu. Apoi vreau să mai spun că după această chemare urmează alegerea noastră. Ce facem cu ea? Ce facem cu ea? Ce facem cu această chemare divină? În primul rând, avem de ales a asculta sau a nu asculta. Fiecare dintre noi avem pentru că, dreptul acesta pentru că Dumnezeu ne-a creat cu această facultate de liber arbitru. Putem decide, ascultăm sau nu ascultăm. E adevărat că Dumnezeu dorește ascultarea noastră, El merită ascultarea noastră, cere ascultarea noastră. Dar omul este liber să asculte sau nu, să nu bage în seamă ce spune Dumnezeu, și să-și vadă mai departe de drum. Imaginați-vă că Avram ar fi făcut ceea ce am făcut mulți dintre noi când ne-a chemat Dumnezeu. Asta că amânăm noi pe altă dată. Suntem prea tineri. După ce mă însor. După ce termin uh, college -ul. După ce pleacă copiii și se căsătoresc. După ce uh, ies la pensie. Okay? Atunci am să ascult. Zilele trecute am văzut o chestie extraordinară și probabil cei care mai umblați pe Facebook, nu? Poate că ați văzut chestia asta. Un predicator a intrat în sala de biserică cu o funie foarte lungă. Imaginați-vă că aș fi intrat pe ușa, nu se termină, aș fi venit cu ea până aici. Da? de... Mă gândeam să fac și eu chestie asta aici, dar funie mai întrebe mie, nu? poate unei aduc și să pun, E bine, ce a făcut omul ăsta? O prima, capătul de la funie, așa vreo palmă, l-a vopsit roșu. Vopsit roșu. Și știți ce spunea? A zice, asta e viața noastră, de aici și până aici. Așa. Așa credem noi, zice, dar viața noastră este veșnică. Nu? Dumnezeu ne-a dat partea asta de aici, roșie, să ne pregătim pentru asta lungă, care este infinită. Și toată ziua noi gândim ca așa, când o să mă mut de aici până aici, <gângătă> nu? o să termin școala, o să-mi căsătoresc copii, o să mă duc, nu știu, ce să fac, aiurea. Și, zice, și așa se duce repede segmentul ăsta mic și noi ne pregătim pentru viața asta veșnică pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat partea asta mică să ne pregătim pentru aia mare. Suntem liberi în perioada aceasta să facem ce vrem. Dar după ce am murit, nu mai suntem liberi. Vom fi prizonierii lumii pentru care ne-am pregătit. Ne vom duce să fim împreună cu Dumnezeu sau să fim departe de El pentru eternitate. Segmentul acesta este extrem de mic și extrem de important. Ce facem cu El? Dacă Avram ar fi gândit cum am gândit noi, nu așa când ne-a chemat Dumnezeu, a, ah, acum sunt prea tânăr, trebuie să mă mai distrez un pic. Nevastă mea asta, Sara, e așa de frumoasă că mă invidează toată lumea, nu? Pentru ea. Și așa era. O să avem niște copii frumoși și ar o să moară lumea de ciudă. Și o să fim cei mai bogați din ur și o să ne urască toți pentru cât de bogați o să fim. Nu? Ce chemare, Domnule! Să dai cu piciorul a se lipsă de înțelepciune, vor spune rudele. Nu? Rudele. Vor veni rudele să ne ajute. Ce te-a apucat, domnule? Este o familie aici, din oraș, care s-a dus la consiliere, la pastor, plângeau și el, și ea, pe rupte. Ce s-a întâmplat? Ce frate? Fata noastră pleacă misionar. Vă dați seama? Da, zice asta, da, de ce plângeți? Nu înțeleg, e o, e o bucurie, că... Vă păi să seama, dar asta a studiat, domnule, college, domnule, asta... Auzi, domnule, unde? Pleacă, nu știu ce țărișoară de lume. Nenorocire mare, domnule. Vin rudele să te salveze. Ce te-a apucat Avram? Nu mai poți de bine. Ăsta căpia, domnule, auz pleacă undeva, nici măcar nu știu unde se duce. Da? vin rudele să te salveze. Aveam un prieten în facultate și tot eram, eram mult mai pocăi pe vremea aceea. Eu recunosc asta. Posteam de două, trei ori pe zi. Și dacă de, de două ori pe, să, pe săptămână, nu pe zi. Că, în fiecare zi posteam, noaptea. nu? Dar atunci posteam de două, trei ori pe săptămână. Dacă nu o luam din proprie inițiativă, ne ajutau colegii. Aveam niște colegi care veneau la noi și ziceau, băi, pocăile, tu nu mai postești așa din când în când. Deci cam ne pocăi, zice, ia de cartela aici să mergem la masă. Și le dădeam cartela că era păcat să nu fi bun la inimă, nu? Și posteam în ziua aia pentru că ne obligau colegii. Și tot îl îndenea și pe colegul ăsta meu, hai mă, postește și tu împreună cu noi. Asta nu. De ce? Păi zice, când o să mă duc acasă și o să vadă mama că am slăbit, o să fie scandal mare de tot. Nu. Vin rudele să ne salveze, nu? Să nu slăbim, să ne neapucăm după năluci, să ne ducem cine știe pe unde, nu? Auzi, domnule, de a nebunit de-a bine, să ducem misionară, domnule. Păi acum trebuie să se mărite, trebuie să ne facă nepoți, nu? Ea uh, pleacă misionară. Wow! Ești din rudele tale, nu? Ești din țara ta. Întotdeauna am fost mândru că sunt emigrant. Din mai multe motive. Avram este primul motiv. Avram este primul emigrant. Se întâmplă ceva cu noi. Ca persoană m-am mutat de 12 ori în viață. Sper să nu mă mai mod de multe ori, da, m-am mutat de 12, de 12 ori în viață. Știți că aproape nu mai am sentimentul de acasă, nu mai am sentimentul ăsta de acasă nicăieri. Oriunde m-aș muta în țară asta este ok. Dar când s-au mutat prima dată părinții mei din sat și mi-au scris o scrisoare că au vândut casa din sat, am plâns o săptămână întreagă. S-a rupt ceva din, din mine. Din... Mi s-au smuls toate rădăcinile. Dar emigrantul, cu emigrantul se întâmplă ceva. El nu mai are o casă în lumea asta. Interesant că Avram nu și-a mai construit casă niciodată. A locuit în cort. Pentru că cortul este o locuință temporală, vremelnică. Scot sărușii, îl împachetezi, pui în spatele măgarilor și pleci. Îl muți în altă parte. Devii cetățean al lumii, din cetățean a unei țări. Nu mai ești legat de o țară, nu mai ești legat de un neam, nu mai ești legat de o casă, de un sat, de o localitate. Devii cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Și spune despre Avram, Cartea Sfântă, că el avea o altă casă acolo sus, pe care o aștepta și la care s-a mutat, bineînțeles, într-o zi să locuiască alături de Domnul și Mântuitorul lui. Se întâmplă ceva cu emigrantul care alege liber să asculte. Devine instrumentul lui Dumnezeu pentru schimbarea lumii. Acum, cred că Avram când a auzit lucrurile astea mari care le-a spus Dumnezeu și a zis, mai, ne -a mai pomenite, dar asta scam cam prea de tot. Eu voi fi o binecuvântare și toate neamurile pământului, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toate familiile pământului. Să nu înțelegeți, familia aici, na, familia, soț, soție, copii, nu? toate familiile umanității vor fi binecuvântate, toate grupurile etnice ale lumii vor fi binecuvântate din pricina ta. Wow! Credeți că Avram în timpul vieții sale a văzut cum toate familiile pământului au fost binecuvântate? Nu. Probabil au văzut câteva influențe pozitive, locale, să zic așa, ale lui, ale credinței sale, ale activității sale în mijlocul comunității în care el a trăit. A trăit într-un cer destul de îngust. Cred că Avram n-a știut cât de mare lumea. N-a avut de unde. N-a avut niciodată o hartă să știe cât de mare e lumea. Pe biroul lui era un glob pământesc, să vadă cât de mare e globul pământesc. Deloc. Dar iată, s-a întâmplat de-a lungul istoriei că aceste cuvinte ale Dumnezeu au devenit adevărate? Da. Pentru că orice grup etnic al lumii noastre, orice familie umană știe despre Avram. Avram a devenit părintele tuturor credincioșilor din lume. Este un lucru extraordinar. Știți că foarte multe lucruri din viața noastră Dumnezeu le va face după ce nu mai suntem noi în viața asta. Să vă mai spun ceva. Sunt foarte mulți creștini astăzi care îl ascultă pe Liviu Olah. Și Liviu Olah a plecat din lumea asta de multă vreme. Foarte mulți creștini îl ascultă astăzi pe Petrica Dugulescu. Și Petrica Dugulescu a plecat de mult din lumea asta. S-ar putea că după ce plecăm noi din lumea asta, predicile noastre să fie mai importante decât pentru lumea în care noi trăim acum. Nu? Nu se știe. Faptele noastre bune care le facem astăzi ar putea să aibă repercursiuni și consecințe în alte generații, mult mai mari decât le au astăzi, decât influența pe care noi o avem astăzi. Apoi, în al doilea rând, Avram avea la dispoziție să aibă încredere în Dumnezeu sau nu. Să aibă încredere sau nu în Dumnezeu. Uh, Avram are de ales să încrede într-o realitate viitoare sau într-o realitate palpabilă pe care el o vede acum. În ce te încrezi? Știți că la baza acestui proces a încrederii în Dumnezeu stă dărnicia creștină, stă misiunea creștină, Stă spiritul nostru de sacrificiu pentru împărăția lui Dumnezeu? Ne încredem în realități pe care nu le vedem. Renunțăm la realitățile din contul nostru bancar, de exemplu, pentru o realitate pe care noi nu o vedem. Încrederea într-un Dumnezeu care este credincios, Avram, rămâne încrezător într-un Dumnezeu care va fi credincios propunerilor și jurămintelor Lui, a contractului pe care l-a făcut cu Avram, a legământului care l-a făcut cu Avram. Omul este întotdeauna liber să accepte să se încreadă sau să nu aibă încredere în Dumnezeu. Aș vrea să avem câteva lucruri în concluzie, în concluzia predecii din această seară. Numărul unu, Dumnezeu se folosește și astăzi de oameni. Dacă există o problemă undeva, Dumnezeu caută un om. Ești omul acela pe care poate să conteze Dumnezeu? Dacă este o spărtură într-un zid, Dumnezeu caută un om să stea în spărtură, cum era limbajul Vechiului Testament. Este o suferință undeva, Dumnezeu cheamă un, caută un om să aline suferința aceea. Suntem noi sensibili la chemarea aceasta lui Dumnezeu? Sau ni se pare că Dumnezeu, dacă ne cheamă, să ne cheme la mai sus, mai mare, mai mult? Îl trimite Domnule la sat, ne trimite în lumea a treia, ne trimite în Sudan, să ne trimite undeva la New York, undeva mai, mai sus decât suntem noi, nu-i așa? Dumnezeu are nevoie de oameni. Ești gata să spui, iată-mă, trimite-mă, ești gata să părăsești realitatea uh, pentru credința și realitatea credinței, realitatea viitoare a credinței. Doi, Dumnezeu cheamă și astăzi oameni pentru lucrări speciale. Uh, mulți dintre noi ne-am resemnat la nivelul nostru de educație, ne-am resemnat la, uh, mă rog, limitele vârstei la care noi le avem. By the way, știți la ce vârstă l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Ați, reținut? 75 de ani, ok? 75 de ani. Eu mai am 10 până atunci. The best has to come. Ok? Știți că ani a avut Noe când l-a chemat Dumnezeu? Eu să cineva dau o carte pentru că este asta. Ia treceți la vechiul testament să vedeți. Este speranță, dați în mere ce vârstă ai. Este speranță pentru orice vârstă. Ok? Pentru orice vârstă. Dumnezeu poate să facă istorie cu tine acum la pensie. Este o carte pe care vă recomand de pe acum, luați-o de pe acum, că o să îmbătrâniți anyway. Asta este, este clar, asta este o chestie sigură, 100%. Se cheamă Finishing Well. Să terminăm bine. Autorii acestei cărți au făcut un studiu între oameni care după pensie au făcut lucruri mult mai mari decât au făcut până la pensie. Știți că, datorită faptului că acum în America ni s-a dat o viață lungă după pensie, spre disperarea celor de la Social Security, în partea asta a doua a vieții poți să faci lucruri mult mai mari decât ai făcut inițial. Inițial a trebuit să mergi la școală, a trebuit să te însori, a trebuit să, te... să faci sport, a trebuit să mergi la pescuit, a trebuit să faci tot felul de alte lucruri. E bine, după 75, 65 de ani, când ești la pensie, ai renunțat la chestiile alea, care le-ai văzut ce sunt, nu? Nu le mai încerci. Acum te poți dedica unor lucru foarte mari, un lucru foarte speciale. Și cartea este plină de istoriile unor oameni care la pensie au făcut lucruri extraordinar de mari, foarte frumoase în viață. Au făcut lucruri mai mari decât au făcut în prima parte a vieții. Deci nu contează ce vârstă ai, dacă Dumnezeu te cheamă, răspunde. Nu este un impediment vârsta ta. De ce Dumnezeu ne zai să iau unul de să tânăr, domnule? Nu? Îl iau așa, tinerel, îl educ, îl formez, E unul de ăsta bătrân, gata, nu, câine bătrân nu mai învață new tricks, nu e așa? Nu mai merge. Probabil că și noi bătrâni suntem buni la ceva, nu? 75 de ani, să te cheme Dumnezeu să construiască un popor în jurul tău, să salveze Dumnezeu lumea prin tine. E un lucru fantastic, nemaipomenit. Trei, la concluziile noastre, Dumnezeu se așteaptă, și azi la ascultare, din partea celor chemați. Și astăzi, Dumnezeu te așteaptă, se așteaptă să asculți. Să nu mai amâni. Să, lasă, Doamne, hai, lasă să treacă treaba asta. După ce însor pe ultimul, schimb ialele, codurile și plec unde mă trimiți tu. Nu? Dumnezeu zice, acum ieși din țara ta, din rudele tale, din familia ta, dute. te Asculți sau nu asculți? Dumnezeu se așteaptă la ascultare din partea noastră. Doamne, dar nu sunt calificat. Lasă că te califică, o spune Domnul. O să te trec eu prin asemenea lucruri, că o să fii foarte calificat la urmă. Concluzia numărul 4, Dumnezeu merită să avem încredere în El. Dumnezeu merită să avem încredere în El. Unii avem încredere în contul nostru de la bancă și tot timpul socotim cam cât sunt și ce o să se întâmple și avem încredere în banchiere ăștia de numai, nu? Apoi mai avem încredere în sistemul politic, nu? O să fie tot mai bine, tot mai grozav, o să tot în sus o să mergem, nu? Așa? Avem încredere în noi, suntem deștepți, suntem tineri, avem analizele bune, nu? stăm bine cu colesterolul, suntem prieteni foarte buni cu el, îl avem din belșug. Avem încredere în tot felul de alte lucruri, alte lucruri. Suntem tineri, muncim, o să facem bani, o să ne descurcăm. Merită lucrurile astea să avem încredere în ele sau nu? Eu zic că nu merită deloc să avem încredere în ele. Toată sănătatea noastră este la o microp distanță de o boală incurabilă. Toată sănătatea noastră se duce pe copă în câteva minute. Ei de nepoțelul nostru s-a înscris la fotbal, fotbal american, groza, uniformă, cască, tot ce trebuie, luptător din la puternic. Sună de la școală că în pauză căz -o a căzut și s-a rupt mâna. Nici măcar n-avea cască, nici măcar nu avea uh, armura asta a lor, că au un fel de armură, domnule, ca și cavalerii de altă dată, nu? Știți că s-a dus tot sportul ăsta? Nu, mai poți să mai poți acum juca fotbal american cu mână ruptă? Nu mă, după ce s-a rupt-o? Nu știu dacă mai merge treaba să nu mai merge s-a dus rapid, la 13 ani s-a năruit un vis, s-a năruit o speranță. Okay? Asta se va întâmpla cu casele noastre, cu businessurile noastre, cu investițiile noastre, cu sănătatea noastră, cu tot. Tot ce am adunat toți anii ăștia, știți unde merge? Ascultați-mă bine, ascultați bine ce vă spun acum. La marea haldă de gunoi a orașului. Acolo se duc. Toate astea se duc la halda aia mare de gunoi tot succesul nostru din viață se duce la grămada aia mare de gunoi, monumentul prostiei noastre umane, Asta e un, arde și o flacără veșnică deasupra lui, gazele alea, să preamărească monumentul ăsta prostiei noastre omenești, pentru că am avut încredere în ele. Să duc la halda asta de gunoi toate, Toată tinereța noastră se duce într-o zi. Ne mutăm în vecine aici, pe Norden. Un loc fain, iarbă, cu verdeață, locuri cu verdeață. Cum a zis ala, părinte, nu mai zi loc cu verdeață, că la să fie ceva cu carne, că asta nu mai a mâncat toată viața. <laughs> Numai buruieni a mâncat, lobodă. Singurul care merită să avem toată încrederea este Dumnezeu. Ai încredere în El. Ai încredere în El. Nu te mai bizui pe toate celelalte lucruri. Nu te mai bizui pe înțelepciunea ta, pe tinerețea ta, pe educația ta, pe banii tăi, pe relațiile tale. Dumnezeu merită toată încrederea. Cinci. Dumnezeu. Cred că am sărit, băieți. Yeah. Dumnezeu îi tolerează pe cei neascultători. Am o veste bună. <laughs> îi tolerează, nu îi pedepsește imediat. Pentru că se pedepsește singuri. În momentul în care ai întors spatele lui Dumnezeu, ai întors spatele planului pe care Dumnezeu l-a avut pentru tine. Și te lasă pe urmă Dumnezeu să-ți faci tu planurile tale. Planurile tale. Oameni care sunt plini de regrete în viață, oamenii care îmbătrânesc rău, sunt oameni care au refuzat o chemare din partea lui Dumnezeu și la bătrânețe să nu-i ai de socri, să nu-i ai de părinți, să nu-i ai prin apropiere. Am întrebat pe cineva, ce face socru? Auleu, frate, zice, mai bine nu mă întrebai. Dar de ce? O, ce face cu noi, zice. Nimic nu-i bine. De dimineața până seara este o fiere amară și știu de ce. Este un om care a refuzat chemarea lui Dumnezeu și este neîmplinit. Neîmplinit. Ăștia-s la bătrânețe, să nu i-ai nici la nursing home să nu i-ai. Dumneavoastră, unii dintre care aveți business de bătrâne, aveți câțiva din ăștia. Asta este explicația. Într-o zi au întors spatele chemării Lui Dumnezeu și și-au făcut viața cum au vrut ei. Și acum, la sfârșit, sunt nemulțumiți de ce a ieșit. Și din adâncul conștiinței lor se revoltă și se revoltă pe ce ne pot și se răzbună pe cei apropiați. Și nu știi ce e cu el. Vă spun ce cu el. Și-a trăit o viață aiurea. Și-a trăit o viață degeaba. Și-a trăit o viață în afara chemării lui Dumnezeu, în afara planului lui Dumnezeu. A respins o chemare divină. Simplu. Și ultimul lucru care vreau să îl menționez în seara asta este că prin neascultarea chemării divine pierdem scopul pe care l-a avut Dumnezeu pentru viața noastră. Nu vă irosiți de pe acum scopul vieții. Ascultați chemarea lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu tolerează pe cel neascultător. Chiar dacă tolerează. Dumnezeu însă are un plan pentru viața ta și dacă el te cheamă, atunci planul acesta se va realiza și va avea, va avea o viață împlinită. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și. V-aș sugera o rugăciune în seara asta. Să ne rugăm cam așa, Doamne, ajută-mă să înțeleg care este chemarea Ta pentru viața mea. Și dăm minte și înțelepciune să pot asculta de ea. Să pot asculta de ea. M-am încăpățânat, am crezut că tu mă chemi întotdeauna de jos în sus, la mai mare și la mai grozav. Um, N-am crezut în Downward Mobility. Există un uh, preot uh, catolic, faimos, a fost profesor universitar, autor de multe cărți, conferențiar, peste tot. El a elaborat această idee de down, Downward Mobility, să te miști pe scară în jos, nu în sus. Și de ce a făcut la sfârșitul vieții sale? a renunțat la posturile lui mari de la facultăți de peste tot, s-a dus la o comunitate numită Daybreak în Canada, care avea grijă de oameni subdezvoltați mental. Și s-a dus să slujească oamenii aceia. Deci am ales să slujesc unor oameni care nu se să mulțumească niciodată, pentru că they don't care, nici nu știau ce se întâmplă s-a dus să-i spele, să îmbrace, să ducă la mâncare, să le dea de mâncare, să aibă grijă de ei. Downward mobility. Suntem în stare să ascultăm o asemenea chemare a lui Dumnezeu? Sau we are upward, we, are like, we like upward mobility. Ne vrem să ne mișcăm în sus, pe un bloc, pe scara unui bloc, din Oradea unde lucram, pe șantier, cineva, Beatisteț, a scris cu lampa de carbid, pe vremea aceea cu aia să făceau sudurile, și când o punea lângă peretele de beton, făcea o pată neagră, era, erau grafiti din vremea comunismului. A scris simplu, cine urcă, coboară. Ori de câte urcam pe, pe, pe scara acelui bloc, mă gândeam la înțelepciunea acelei afirmații. Știți că în Biblie este ceva similar? Cine coboară, urcă. Cine coboară, urcă. Când ești gata să pleci de la oraș la țară, când ești gata să pleci din uh, lucruri sofisticate la cele simple și primitive, când ești gata să lași în alta societate și să te duci la beduinii aceia, ai nimănui, Dumnezeu te urcă. Haideți să ne rugăm în seara asta, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să, să, să auzim această chemare și să ne dea putere să ascultăm de ea. Să ne rugăm.